Mai multe persoane în armate au atacat vineri consulatul Chinei din orașul Karachi din sudul Pakistanului. Anterior, 3 atacatori sinucigași, suspectați că intenționau să pătrundă și să detoneze o cantitate importantă de explozibil în consulatul chinez, au fost uciși înainte de a putea intra în unitate, a transmis șeful poliției din orașul Karachi, citat de Reuters. Sursa citată menționează de asemenea că 2 polițiști și-au pierdut viața în atacul care a fost revendicat de grupul insurgent separatist al Armatei de Eliberare din Balochistan. Autoritățile locale au transmis că nu se cunoaște momentan dacă există și alte victime, dar o explozie și focuri de armă au izbucnit în cartierul Clifton, unde se află consulatul Chinei și ale mai multor națiuni. O sursă de informații a confirmat atacul, iar canalul TV Geo a transmis că poliția a înconjurat atacatorii din interiorul consulatului. Canalul a difuzat mai multe imagini în care se poate observa o coloană de fum, aparent în urma exploziei. China este cel mai apropiat aliat al Pakistanului și principalul său binefăcător, investind miliarde de dolari în proiecte de infrastructură ca parte a inițiativei sale Belt and Road. Marea Britanie și negociatorii Uniunii Europene au ajuns joi la un acord de principiu în ceea ce privește relațiile post-Brexit dintre Regatul Unit și UE, dar Spania nu agrează un paragraf din acest acord și amenință că își va exercita dreptul de veto și că va face totul pentru a bloca acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Dezacordul dintre Londra și Madrid are ca obiect suveranitatea asupra enclavei britanice Gibraltar din sudul Spaniei. Oficialii de la Madrid acuză Marea Britanie că a introdus o clauză în acordul de retragere, care ar garanta că în provincia britanică Gibraltar vor fi aplicați termenii unui viitor tratat comercial cu UE, fără să mai fie necesar acordul Spaniei. Gibraltarul, enclavă britanică situată în sudul Spaniei, a cărei suveranitate o revendică Madridul, și drepturile de pescuit în apele britanice pentru pescarii din Franța, Spania, Portugalia, Olanda și Danemarca, fac parte din cele mai spinoase probleme ce trebuie rezolvate. Una dintre soluțiile sugerate de Spania ar fi să se scrie negru pe alb că va dispune de un drept de veto pe viitoarele negocieri privind Gibraltarul. Un avion de tip Boeing 737, având la bord 122 de pasageri și 5 membri ai echipajului, a derapat pe pistă în timpul aterizării pe aeroportul El Alto din Bolivia. Aparatul de zbor a căzut pe o parte, după ce echipamentul de aterizare a cedat, iar roțile au explodat. Autoritățile locale, citate de BBC, au anunțat că nu s-au înregistrat victime în urma incidentului. Aeroportul a fost închis timp de mai multe ore, fiind necesară utilizarea unei macarale pentru a îndepărta avionul, întrucât trenul de aterizare al acestuia a fost avariat grav. Pilotul nu a semnalat nicio problemă cu avionul înainte de aterizare, iar Peruvian Airlines a dat un comunicat în care spune că, deocamdată, nu este cunoscută cauza incidentului. Anchetatorii urmează acum să stabilească dacă echipamentul de aterizare a cedat din cauza unei defecțiuni tehnice sau dacă a fost vorba despre o eroare de pilotaj.